Șoferul, un bărbat din Focșani, angajat al unei societăți comerciale, se afla la volanul unui tir și circula dinspre București spre Focșani. La spătarul pe DN2,85 a fost oprit de polițiștii din Buzău. Când au trecut la verificarea camionului, polițiștii au descoperit zeci de cutii în care focșăneanul avea ascunse peste 9500 de recipiente cu parfum. Sticluțele erau ambalate și inscripționate individual, pe ele fiind trecute numele clienților din Focșani, cu care șoferul de tir urma să se întâlnească pentru a le înmâna parfumurile. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au constatat că șoferul în vârstă de 52 de ani, din Vrancea, transporta 9543 de recipiente cu parfum, ambalate și inscripționate individual și care purtau însemnele a 25 de mărci protejate, existând bănuiala că ar fi contrafăcute. Parfumurile despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute au fost confiscate, iar polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală. Astfel, șoferului din Vrancea i-a fost întocmit dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, conform legii 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Recipientele cu parfumuri au fost indisponibilizate și ridicate în vederea continuării cercetărilor și stabilirii caracterului original sau contrafăcut al acestora. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili de unde a făcut rost focșăneanul de cele aproape 10.000 de parfumuri.